Slăvit să fie Domnul și Dumnezeul nostru. Privind în psalmii lui Asaf, am văzut până acum o categorie de oameni ce în practica lor religioasă au doar o formă de evlavie. O altă categorie care din neveghere și pe fondul slăbiciunii firii pământești uită pe Dumnezeu. Iar în seara aceasta vom sesiza o a treia categorie de oameni care n-au căzut nici în ispita celei din tâi să vină la biserică de formă, nici a celei de a doua categorie să uite să mai vină la biserică. Ei vin la biserică și nu de formă. Vor să fie credincioși Domnului, dar sunt ispitiți să se compare cu lumea. În mod special, Psalmul 73 tratează problema celor care vin la casa Domnului, dar sunt nedumeriți văzând realitatea celor de afară. Trebuie să înțelegem că pe pământ sunt numai două popoare ca entități spirituale. Este poporul Domnului, care în Vechiul Testament a fost în mod special națiunea Israel, iar acum este biserica, și poporul diavolului. A fost un singur popor până la turnul Babel, al diavolului. Dar de atunci Dumnezeu le-a împărțit limbile, cum știți, potrivit celor scrise în Geneza 11, și diavolul are mai multe popoare. Însă, din toate aceste popoare, Domnul continuă să scoată oameni la mântuire și să-i incorporeze în poporul său. Pentru că, în fond, așadar, există doar un popor al Domnului, în care sunt oameni din diverse națiuni, așa cum au fost scoși din popoarele ce i-au fost repartizate, să zicem, prin neascultare, și poporul diavolului format din aceste națiuni constituit într-un Babilon pământesc. Iată ce a zis Dumnezeu despre Israel, citesc din Cartea Deuteronom, capitolul 7, versetul 6, gândindu-ne la un popor sfânt al Domnului și celălalt popor sau popoare ale diavolului. Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeu tău te-a ales ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fața pământului, dintr-o lume care zace în cel rău. Conviețuirea acestor două popoare, unul sub cărmuirea lui Dumnezeu, celălalt sub influența și chiar controlul satanei, este problematică. Cei credincioși vor să slujească Domnului, dar ei încă trăiesc în firea pământească. Și firea pământească este foarte ușor influențabilă de diavolul și are o tendință foarte marcantă de a se lipi de lumea aceasta care trăiește într-o slobozenie, într-o stricăciune a firii pământești. În mod special, Apostolul Ioan surprinde aceste compartimente spirituale ale vieții de pe pământ, iată ce scrie el în 1 Ioan, capitolul 2, de la versetul 15. El identifică foarte bine poporul Domnului și poporul sau poporile diavolului, lumea. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lădărășia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, așa cum vom vedea foarte clar în Psalmul 73, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Iată ce scrie el și din capitolul 3, de la versetul 10. Vorbind despre cele două neamuri, prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Citim și de la 13. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea.
Deci iată o ispită în raport cu lumea aceasta. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Și mă adăugăm 5 cu 19. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Acum, trecând la Psalmul 73, citesc mai întâi versetul 15 pentru a vedea că Asaf a înțeles foarte clar aceste două lumi. 73 cu 15. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, adică e vorba de noi și de ei, cei de afară. Iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. Deci poporul Domnului apare sub diferite titulaturi, definiri. Copiii Domnului, neamul Domnului, poporul Sfânt. El și-a dat seama că este pus într-o stare de neînțelegere a unor lucruri. Dacă s-ar da cu cei de afară, n-ar mai fi cu cei dinăuntru. Dar să facem și noi din acest psalm câteva observații și să ne oprim la comparațiile pe care chiar Asaf le făcea. Să vedem lumea în evoluția și manifestările ei. Și aceste realități sunt și astăzi în jurul nostru. Iată ce scrie în Psalmul 73 de la versetul 2. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunice pași. Uite, o ispită de a cădea de pe calea Domnului. La un om credincios care vine la templu, el vorbește la persoana întâi, se prezintă pe sine sub acest asalt al ispitelor. Căci mă uitam cu jin la cine socotiți când vedeam fericirea celor răi. De bună seamă că diavolul a amplificat lucrurile pentru ca să-l poată ispiti. Continuăm să citim de la versetul 4. În adevăr, dă el câteva exemple, îi caracterizează. Nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințe omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asupriește haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus. El întreb, a văzut lucrurile așa cum sunt sau i s-a părut lui? Există oameni în lumea aceasta care o duc bine, care sunt sănătoși. Citeam cândva un material care trata în paralel umanismul, materialismul și alte curente care la rândul lor erau o prezentare a diferitelor domenii ale științei, religiei și așa mai departe. Și erau trecute la fiecare din aceste curente exponenții de bază și am văzut atei, oameni blasfemitori, care, așa cum vom citi aici, nu țineau cont de Dumnezeu. Au trăit 90 de ani, 100 de ani. Ceea ce a constatat Asaf aici, văzând bunăstarea și fericirea provocatoare a celor răi, au constatat și alții. Iată ce vă citesc din Iov, capitolul 21, unde, vă rog să rețineți, e cuvântul lui Iov, nu al prietenilor săi pe care Domnul i-a mustrat că n-au vorbit drept. Iov 21, de la versetul 7. Câteva întrebări. Pentru ce trăiești cei răi? Pentru ce îi vezi îmbrătânind și sporind în putere? Sămânța lor se întărește cu ei și în fața lor. Odras lor propășesc sub ochii lor. În casă lor domnește pacea fără umbră de frică. Nu iaua lui Dumnezeu nu vine să-i lovească. Taurile lor sunt pline de vlagă și prăsitor, juncanilor zămislesc și nu le apădă. Își lasă copiii să se împrăște ca niște oi și copiii se zbenguiesc în jurul lor.
cântă cu sunet de tobă și de arfă, se desfătează cu sunet de caval, își petrec zilele în fericire și se pogoară într-o clipă în locuința morților. Adică câtă vreme trăiesc, o duc bine. Așa zicea așadar și Asaf și Iov, revenind la Psalmul 73, mai adaug un verset care ar putea fi drept concluzie la observațiile lui, versetul 12. Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Dacă n-ați fost ispitiți cu asta niciodată, slavă Domnului! Dacă ați fost ispitiți, să vedem cum s-a soluționat cazul în dreptul lui Asaf. Dar să mai dăm totuși un exemplu, citesc din Ieremia, capitolul 12, pentru a vedea că și acest om al lui Dumnezeu și el a suferit văzând cum le merge celor răi și cum Dumnezeu tratează lumea asta cu bunătate. Ieremia 12, versetele 1 și 2. Tu ești prea drept, Doamne, ca să mă cer cu tine. Vreau totuși să te întreb asupra rânduirilor tale. Pentru ce propășește calea celor răi și toți mi se trăiesc în pace? Mi se părea că ceva nu este clar. Ei sădit, au prins rădăcină, cresc, fac rod. Ce-i drept? Ești aproape de gura lor, dar ești departe de inima lor. Posibil că el se referea la cei din poporul Israel. Indiferența și chiar disprețul lor față de Dumnezeu și lucrurile sfinte este o altă caracteristică a oamenilor răi, care face să sporească nedumerile celui credincios. Deci nu doar că cei răi n-au treabă cu Dumnezeu, dar chiar ajung să fie disprețuitori, să jignească pe Dumnezeu și lucrurile sfinte. Iată ce scrie aici în Psalmul 73 de la versetul 10. De aceea aleargă lumea la ei, pentru că marea majoritate oamenilor sunt influențați văzând asemenea stări. Înghite apă din plin și zice, ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Adică Dumnezeu nu-i în temă cu ce facem noi, nu-i treaba lui frământarea noastră. Să fie așa? Iată ce citim și în cartea Iov, capitolul 21, în continuare de unde am citit, pentru a vedea că și acest aspect figurează în frământarea lui Iov. Iov 21, versetul 14. Și totuși zicea lui Dumnezeu, pleacă de la noi, nu voim să cunoaștem căile tale. Ce este cel atotputernic ca să-i slujim? Ce vom câștiga dacă îi vom înălța rugăciune? Deci oameni care nu zic Tatăl nostru niciodată și n-au doar pâine, au cozonac. Păi ei nu-i doare capul, că alții sunt necăjiți, o duc bine, indiferență totală față de Dumnezeu. Iată ce scrie și în capitolul 22, tot aici, de la versetul 17. Ei ziceau lui Dumnezeu, pleacă de la noi! Cine poate face cel atotputernic? Și totuși Dumnezeu le umpluse casele de bunătăți. Așa că, fără să mai adaug alte exemple, realitatea e foarte clară. Sunt oameni răi în lumea aceasta. Au fost și încă sunt. Care disprețuiesc pe Dumnezeu, nu țin cont de lucrurile sfinte, dar o duc bine. Au mai mult decât și-ar dori, interesant, sunt sănătoși, și nu sufere nici măcar la bătrânețe. Mor într-o clipă, spune scriitorul. Și aceste două stări îi împing la fapte păcătoase. Își permit să facă orice, de Dumnezeu nu țin cont, și urmează starea agravantă de păcat. Iată ce scrie în Psalmul 73, versetul 6 și 8. Pentru că lui Dumnezeu nu-i pare rău că oamenii o duc bine și nu-i trist doar că nu țin cont de el și nu-i înalță rugăciuni. Dumnezeu este totuși mâniat pentru că acești oameni păcătuiesc în mod nesățios. Psalmul 73, versetul 6 și 8.
De aceea mândria le slujește ca salbă. Mândria este atitudinea omului rămas fără Dumnezeu și căzut sub influența diavolului. Și asuprirea este haina care învelește, devine autoritar și îi tratează pe cei slabi după bună lor plac. Versetul 8, râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus. Când se ajunge la mândrie, asuprire, răutate, toate păcatele sunt localizate acolo. Mai completăm cele spuse cu ceea ce scrie în Eclesiastul capitolul 8, de la versetul 9, unde și Solomon mai vede deșertăciunea aceasta. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat ochii spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta e o deșertăciune. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima firul oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, că îi merge bine și Dumnezeu îl îngăduie. El concluziona afirmând, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Și noi știm asta, numai că zicea Asaf, de ce totuși așa stau lucrurile? În comparație cu lumea care trăiește în starea aceasta, evident că nu toți din lume o duc așa, sunt și în lume oameni bătuți de soartă și sărați și necăjiți, dar există o parte dintre oamenii lumii acesteia care o duc bine, nu țin cont de Dumnezeu și fac păcate fără număr. În comparație cu ei, vreau să ne uităm la poporul lui Dumnezeu și stările specifice de atunci și de astăzi. Poporul Domnului are o viață împletită, în care beneficiază de bunătatea Domnului, dar în care are parte și de disciplinarea Domnului. Copiii Domnului nu sunt lăsați în voia sorții ca cei de afară. Pe noi Dumnezeu ne tratează diferit. Asta a sesizat Asaf, numai că n-avea explicația întreagă până mai târziu. Iată ce zicea el în Psalmul 73, versetul 1 mai întâi. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Deci el a fost drept, a văzut mai întâi toate harurile pe care Domnul le are pentru ai săi. Dar, citesc acum de la 13. Tot gândind la inima curată, zicea el, degeaba, dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâini nevinovăție. Nu vedea randamentul pocăinței lui în toate. Căci în fiecare zi sunt lovit. Oarecum? Cu ce? Adevărul era că era lovit. Și în toate diminețile sunt pedepsit. Și când ajungi în asemenea situații, vreau să vă imaginați să fii pocăit, să ai un frate nepocăit, tu să te străduiești să fii sfânt și el îl vezi căci în mod voit face rău, tu ești bolnav și sărac, el sănătos și bogat. Am fost zilele astea la o nuntă într-altă parte a țării și am auzit despre părinții miresei. Ea era cea mai mare din 14 copii și când am întrebat dacă sunt necăjiți sau săraci, mi s-a spus, nu doar săraci, și loviți de soartă, le ars chiar acum grajdul, fânul, alte anexe și o parte din casă. Oameni loviți, frați cu Asaf, cu sfinții care laudă pe Domnul, care nu lipsesc de la adunare și slujesc bunului Dumnezeu. Iată ce este scris și în cartea Iov, la capitolul 36, în aceeași idee. Versetele 15 și 16. Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui și prin suferință îl înștiințează. Și pe tine te va scăpa.
te va scoate din strâmtoare ca să te pună la loc larg în slobozenie de plină și masa ta va fi încărcată cu bucate gustoase. Aici este o promisiune. Nădejdea sprijinește pe om. Dar când Elihu a spus aceste cuvinte, Iov nu era deloc în trăirea lor. El, chiar dacă ar fi avut o masă gustoasă, măcar că era lipsit atunci, n-avea sănătatea ca să mănânce. Oare mă gândesc la Asaf, a citit el ceea ce vă voi citi acum din cartea de Deuteronom, capitolul 23, să vedeți că Dumnezeu de la început a înștiințat poporul său de aceste realități. Deuteronom 23:6. Unde Domnul vorbește despre poporul său și alte popoare, care nici n-aveau drept să intre în casa Domnului, de cum să slujească. Să nu spese nici de propășirea lor bună. Toată viața ta pe vecie, nici de starea lor. Cei ce au studiat Biblia îndeaproape n-au uitat asta și iată ce vă citesc din cartea Ezra, care în situația grea în care era poporul în vremea lui, și-a amintit de acest cuvânt pentru că el își pusese inima să adâncească cuvântul Domnului. Ezra, capitolul 9, versetul 12. Amintește el printre altele ce prescripții și rânduiele avea poporul și zice în partea a doua: să nu vă pese niciodată nici de propășirea lor, nici de buna starea lor. El n-a uitat să se roage așa. Dar parcă e prea puțin doar să ne spună Dumnezeu, nu vă pese de asta. Când omul este frământat și la durere, nu e chiar așa simplu. E ca și când ai spune cuiva care este necăjit că i-a murit cineva din casă: lasă, nu te necăji. E drept că așa ar fi bine să nu se necăjească, dar nu poți așa simplu. Cum ai bate în palme și zici, nu-ți pese ție. Ție Dumnezeu îți dă pâine acea de toate zilele și lasă că Dumnezeu va rezolva problemele. Când vezi că te străduiești să fii credincios și n-ai și alții au, e o ispită în viața omului. Totuși, trebuie să înțelegem că așa este viața de creștin. Dar răspunsul îl primim mai târziu. Și în aceste condiții, de bine cu rău, vorba cuiva, cum o duci? Din bucurie în bucurie, dar să nu spun ce e între ele și cât ține. În această stare noi trebuie să slujim Domnului. Vă rog să rețineți, Asaf s-a frământat, dar de Domnul și de biserică nu s-a lăsat. Nici de cântare, nici de prorocie, a continuat să slujească înaintea Domnului. Pentru că așa se cuvine pentru poporul sfânt. Iată ce citim în Psalmul 73, versetul 15 și 17. Dacă aș zice vreau să vorbesc, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. Deci n-a ajuns să zică, doar se gândea, se frământa. Adică n-a discutat cu alții să-i demoralizeze, dar avea lupte interioare. Și acum 17, zice el că a ajuns să se convingă atunci când a intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu. Deci el a continuat să meargă la biserică. Nu știu dacă vi s-a întâmplat să fiți foarte abătuți, dărâmați, să n-aveți explicații, răspuns, veniți la biserică și Domnul vă dă aici lumină și har. S-ar putea doar să vă mânghi, dar s-ar putea să primiți un răspuns întreg și Domnul să clarifice lucrurile pentru dumneavoastră. Iată ce zicea și Iov, aceeași hotărâre. Și dacă nu o să le pricepem, vă rog să rețineți, noi trebuie să slujim Domnului înainte de a avea noi răspunsul final și de a pricepe toate lucrurile. Iov, capitolul 6, de la versetul 1. Oh, de-ar fi cu putință să mi se cântărească durerea. Să mi se pună toate norocirile în cumpăn, ar fi mai greu decât nisipul mării, de aceea merg cuvintele până la nebunie. Că să zece cercile atotputernii m-au străpun sufletul meu, le suge o travă și groaza Domnului bagă fiori în mine. Dă câteva exemple. Zbiară măgarul sălbatic când are verdeață. Mujește bou când are de mâncare.
Și cu alte cuvinte, e legitim să mă plâng. Și animalele o fac atunci când au lipsă. Versetul 8. O, de mi-ar asculta dorința, de mi-ar împlini Dumnezeu nădejdea, de-ar vrea Dumnezeu să mă zdrobească, întindă-și mâna să mă prăpădească, adică accept să mor. Îmi va rămâne măcar această mângâiere, această bucurie în durerile eu care mă copleșește, că niciodată n-am călcat poruncile celui Sfânt. Doamne, ajută-ne și nouă! Vă mai dau și exemplu Apostolului Pavel din Faptele Apostolului, capitolul 20. Să vedeți că și el, un om credincios, a trăit în condiții pe care le putem numi nefavorabile. Pagina 1082, Fapte 20, versetele 18 și 19. Când a venit la el, le-a zis: știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea din cea din tâi, din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului, asta e important, cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Și prezintă el în alte epistole toate necazurile și greutățile prin care a trecut. Haideți așadar să luăm hotărârea. Doamne, Tu ne-ai învățat să înțelegem că pe poporul Tău îl tratezi diferit față de cei din lumea aceasta. Ajută-ne să nu ne pese de propășirea lor și dă-ne o inimă bună să-ți putem sluji în orice condiții. Dar diferența rămâne, comparațiile sunt ispititoare. Acum vreau să sesizăm într-o a doua parte o altă perspectivă care are menirea să rezolve lucrurile și să nu trăim o viață de plângeri. Am citit despre un cerșitor că a stat toată viața, nu avea casă, trăia din mila oamenilor, lângă o poartă, acolo se și adăpostea, acolo cerșea. Când a murit, unii au crezut că au adunat mulți bani și au săpat să vadă dacă îi are ascunși în pământ, că știau că în altă parte nu s-a dus. Dar spre surprinderea lor, la o adâncime mai mare decât ar fi știut și cerșitorul, au dat de o comoară, dar nu îngropată de el. Exista acolo cine știe de când. Și au zis: cât a stat el aici, i-ar fi fost simplu în câteva zile să ajungă la comoara aceasta, dar n-a știut de ea. Aceasta este o bună comparație pentru noi, când poate ne plângem și cerem milă și facem comparații cu alții care trec pe lângă noi, că ei au și noi n-avem. Și totuși, noi dispunem de o mare comoară, dar la ea nu ajungem în viața aceasta. Ea ne este păstrată pentru viața viitoare. Dacă vom privi lucrurile în perspectiva veșnică, altfel vom face față realității de aici. Dacă nu, este mai greu. Cineva spunea că îngerii se înțelegeau cândva pe seama oamenilor credincioși și ziceau: tare de neînțeles sunt sfinții aceștia de pe pământ. Aici rămân numai o vreme și depun o trudă de zi cu noapte să-și facă câte ceva. În cer împreună cu noi o să stea toată veșnicia. Și pentru cer nu-și dau mare interes să adune și să facă ceva. Hai să ne gândim puțin la această imagine. Îngerii știu ce va fi, ei sunt conștienți de ceea ce este în cer. Fac și aici pe pământ servicii pentru noi. Chiar că probabil le părem curioși când ne gândim numai la pământ și nu privim și cealaltă perspectivă. Să vedem care este perspectiva lumii și care este perspectiva celor credincioși. Lumea profită de bunătatea lui Dumnezeu, dar totul este aici. Atât. Absolut nimic după aceea. Nimic mai mult. Iată ce zice în Psalmul 73. Și m-am gândit oare cum a aflat Asaf în casa Domnului? I-a descoperit Domnul? A predicat cineva? Nu știu cum o să vă lămurească Domnul și pe dumneavoastră, dar o va face. Psalmul 73, de la versetul 16.
M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda. Până ce am intrat în Sfântul Locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Da, tu îi pui în locuri alunecoase și arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă? Sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năprasnic. Ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul Doamne la deșteptarea ta. Vreau să vă mă gândiți la vremea lui Noe. Zideau, sădeau, trăiau cu sutele de ani. Cât de repede s-au împlinit și s-au adeverit aceste cuvinte. Într-o clipă au fost măturați. Sfârșitul năprasnic, Noe în corabie. Ce diferență! Iată ce este scris și în Iov, capitolul 35. De la versetul 14. Măcar că zici că nu-l vezi, totuși pricina ta este înaintea lui, așteaptă-l. Adică viitorul rezolvă problema, așteaptă-l. Dar pentru că mânia lui nu pedepsește, încă nu înseamnă că puțin îi pasă de nelegiuire, dar deodată oamenii profită de bunătatea Domnului. Iată care va fi finalul omenirii de astăzi, nu a celor de la potop. Ei sunt istorie. Apocalipsa 18. Să vedeți ce se va alege de America, de Europa, de Asia, care se ridică și acum, și lumea arabă, care chiar vor să întreacă pe ceilalți. Apocalipsa 18, versetul 78. Pe cât s-a slăvit pe sine însă, s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin și tânguire. Pentru că zice în inima ei, șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea. Tocmai pentru aceea, într-o singură zi vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea, și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu care a judecat-o este tare. Și sunt descrise în acest capitol toate nenorocirile ce vor veni și vor distruge puterea economică, vor demola proprietățile oamenilor cu tremure, alte catastrofe naturale și în final grindină de un talent, 50 de kilograme, și apoi foc din cer și totul va fi o ruină. Sfârșitul lumii este groaznic. Chiar astăzi, trecând prin oraș, am văzut cum oamenii fiecare aleargă într-o parte, într-alta, cu stările cum îi știți. Ce va fi când va începe apocalipsa în faza finală? Cum vor fugi, cum e scris, la munți? Dar unde să mai fugă de mânia celui atotputernic? Lumea aceasta, a cărei bunăstare uneori ne ispitește, va avea un sfârșit care ne îngrozește. De aceea trebuie să ne uităm la ambele aspecte pentru a nu fi ispitiți. Pedeapsa lor este dată de vinovăția care o au în funcție de cunoașterea fiecăruia. Tot în Psalmul 73, care este textul nostru de referință, scrie în versetul 27, căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd, tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Deci se va ține cont de gradul de necredincioșie a fiecăruia, de starea de vinovăție. Spunea Domnul Hristos în Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetele 47 și 48. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Adică cel mai mult vor fi loviți și pedepsiți cei ce au știut despre Dumnezeu. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cel mai pe larg explică Apostolul Pavel în Roman 2, cum va fi pedepsită lumea aceasta și care va fi gradul de vinovăție a fiecărui om. Hai să citim câteva versete din Roman 2. Versetul 2. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Versetul 4. Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătăți, îngăduințe și îndelunge lui răbdări? Deci de ce beneficiază lumea de toate aceste haruri divine? Dumnezeu le dă toate acestea în nădejdea că se vor pocăi. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?
Dumnezeu vrea ca oamenii să înțeleagă tot binele ce îl face ca și un gest al dragostei Lui. Dar oamenii nu înțeleg. Mănâncă și beau la gândul că oricum mor sau nici nu se gândesc la aceasta. Dar în schimb sunt și răi și vinovați, de aceea vor fi judecați. Scrie apoi aici în versetul 12, toți ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege și toți ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Pentru că cugetul lăsat de Dumnezeu un om ca un judecător intern va fi suficient ca să facă analiza faptelor, fiindcă i-a ajutat să discearnă între bine și rău. Deci, finalul lumii este o pierzare bruscă, fie prin moarte, fie prin sfârșitul definitiv al lumii acesteia. Dar care este viitorul celor credincioși? Frați și surori, întreb și eu, în ultimele 3 zile, cât de mult v-ați gândit la veșnicia viitoare? La ce ne așteaptă în cer? Cu ce ne frământăm noi mai mult? Cu ce ne doare aici? Sau cu ceea ce ne vom bucura acolo? Iată ce zice Asaf în Psalmul 73, de la versetul 21. Când mi se amăra inima, asta luați-o, să zic, doar cei la care mi s-a amărât inima vreodată, și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Adică cel ce privește lucrurile doar în starea de aici, nu pricepe mai mult decât un animal. Uneori vrem să ne trateze Dumnezeu pe toți la fel. Asta este o gândire animalică, adică toată specia să suporte același regim. Oamenii nu fac parte din același popor, noi suntem două popoare distincte. Poporul Domnului cu o perspectivă eternă și poporul lumii acesteia cu o perspectivă limitată aici. Dacă nouă ne va da Dumnezeu, și deși am mai făcut și noi păcate, toată veșnicia în fericire, de ce nu acceptați ca Dumnezeu în bunătatea Lui să dea și oamenii acestora măcar mai puțin de 100 de ani de fericire? Dumnezeu a spus și Domnul Hristos a realizat aceasta și prin pilda lucrătorilor vii. Nu pot să fac ce vreau cu ce este al meu, cu ce te-am nedreptățit pe tine. Cui o să rămână Dumnezeu dator și pe care nu o să o satisfacă fericirea din veșnicia viitoare pentru suferința ce a răbdat-o aici? Spune Apostolul Pavel că suferințele de aici, stări cu care ne comparăm noi cu cei de afară, nu sunt vreți să fie puse alături de slava viitoare. E drept că deodată suntem oameni și ne uităm când ne ajută ochii, nu? Da, da, avem și harul credinței. Domnul Hristos a privit la fel, scrie în Evrei 12:2, pentru bucuria care le-a pus înainte, a disprețuit crucea, a suferit rușinea și a putut să le suporte, dorind împărăția viitoare. Iată ce scrie tot aici în Psalmul 73, versetul 25, partea a doua. Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Ce vrea să zică Asaf cu aceste cuvinte? Ca să poți face față acestei presiuni și stări de a te compara, îndreaptă-te spre Dumnezeu, care îți poate da suficiente satisfacții și împliniri pentru ca să nu mai suferi. Pentru că, vă citesc și în 1 Corinteni 15, noi nu trebuie să privim viața doar pentru ceea ce se vede, pentru ceea ce avem, simțim, gustăm, pipăim și mâncăm. 1 Corinteni 15, de la versetul 13. Dacă nu este învierea morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci provderea noastră e zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Versetul 17. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră e zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Căci dacă numai pentru viața aceasta n-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Vă rog să rețineți că el pune problema aici. Cum ar fi să fim credincioși, suferim aici și dincolo n-avem nimic? Gândind chiar la comparația despre care vorbim. Dar, fiindcă Domnul nostru Hristos a înviat și ne va învia și pe noi,
din pricina Duhului Sfânt care este în noi, să ne gândim la ce va fi după înviere și Domnul să ne umple inimile de bucurie. Amin? De aceea, asemenea stări trebuie tratate cu rugăciune. Frământările noastre să le aducem la cunoștința Domnului și să spunem: Doamne, ajută-mă să trec biruitor peste stările prin care trec. Eu știu că Tu ești cu mine. Vreau să fac din Tine plăcerea mea. Eu știu că ceea ce mă așteaptă în veșnicia viitoare, dar sunt ispitit. Ajută-mă să fiu biruitor. Așa cum vă citesc din Filipeni 4 cu 6. Nu vă îngrijorați de nimic. Și în orice lucru aduceți cerurile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Deci tratați problema asta în psalmii dumneavoastră, în rugăciunile cu care veniți înaintea Domnului. Prin rugăciune și cereri cu mulțumiri și pacea lui Dumnezeu. Acum rețineți. Care întrece orice pricepere. Deci nu că mintea ne ajută să înțelegem totul, dar lasă Domnul peste noi o pace care acoperă toate aceste goluri și nevoi. Și astfel, noi trecem peste o gândire limitată și pasiunea relației noastre cu Domnul, când venim la El în rugăciune, ne găsim plăcerea în El și ne dă satisfacții. Au fost oameni care pe un pat de boală le-a dat Dumnezeu bucurie și le-a ajutat să nu se compare cu cei de afară, să nu se îmbolnăvească, să nu fie ispitiți peste măsură, dar numai tratând toate acestea într-o strânsă relație cu Domnul, atunci vine pacea Lui peste tine, care ajută minții tale, care poate fi ispitită de diavolul. Doamne, lasă pacea asta peste noi. Dar asta nu se poate numai dacă te rogi. Așa a făcut și Asaf. Te rogi, primești ceea ce Domnul îți vorbește și Domnul îți dă perspectiva veșniciei plină de slavă, cum este scris, mă întorc la Psalmul 73, de la versetul 23. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Asta e singura soluție. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine? Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca a inimii mele, adică ceea ce este solid în gândirea mea, pe ceea ce mă bizui, și partea mea de moștenire. Deci până un alt atât ne dă Dumnezeu. Ne întinde mâna, ne ajută să avem pace, stabilitate, să rezistăm și ne dă harul să ne gândim la moștenirea ce ne așteaptă. Moștenire despre care vă citesc mai pe larg din Psalmul 16, din cuvintele lui David. Oare când a fi scris acest psalm? În perioada când era fugărit încă? Sau după ce a ajuns pe tron? Psalmul 16, de la versetul 5 doar. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu mi îndrepți sorțul meu. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți. O frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvintesc pe Domnul care mă sfătuiește că până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei când El este El la dreapta mea, nu mă clatin. Doamne, dă-ne stabilitatea aceasta. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. E drept că aceste cuvinte au fost scrise mai întâi despre Domnul, dar nu-s valabile și pentru noi. Nu vom ajunge și noi să nu rămânem în locuința morților și să fim la Domnul acasă. Îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Încheiem reafirmând că doar o viziune întreagă asupra lumii și universului oferă un concept corect și o trăire corespunzătoare. Altfel, dacă o iei numai pe segmentul vieții acesteia, nu mai ai nicio bucurie. Mă întorc tot în Cartea Psalmilor la Psalmul 17, versetele 14 și 15.
Cuvintele de aici sunt o rugăciune. Vă rog să o spuneți la necaz sau vă îndemn. Scapă-mă de oameni cu mâna ta. Dar ce ispit avea? Doamne, de oamenii lumii acesteia, care și-au partea lor în viața aceasta și cărora le umpli pântecile cu bunătățile tale, copiii lor sunt sătui și prisosul lor îl lasă pruncilor lor. De ce a zis, Doamne, scapă-mă de ei? Puteți urmări și versetele anterioare. Nu e vorba doar de opresiunea lor, e vorba de ispita care ne vine prin ei. Doamne, scapă-mă să nu mă uit la ei. Dar eu, în nevinovăția mea, voi vedea fața ta. Când mă voi trezi, mă voi sătura de chipul tău. Acum nu era nici sătul, că nu degeaba a spus Domnul fericit de cei cu alte cuvinte care n-au, dar care vor avea dincolo. Doamne, ajută-ne să te așteptăm cu drag și să credem că Tu ne dai adevărata fericire în împărăția Ta și să fim conștienți că noi nu suntem oamenii lumii acesteia. Cei de afară sunt oamenii lumii acesteia și de aceea Dumnezeu le-a dat în lumea aceasta. Rețineți expresia, e foarte frumoasă. Oamenii lumii acesteia. Noi suntem oamenii lumii celelalte. Poate aș citi despre David Livingstone, un om foarte capabil în vremea sa. Avea un alt frate și el la fel de bine pregătit. Dar David a mers în Africa, unde doar în parte a slujit el cercetărilor de natură geografică sau altele. A slujit Domnului, a murit pe genunchi în Africa, n-a făcut nimic, n-a lăsat avere în urma lui, a lăsat credincioși. Fratele lui a rămas în Anglia, a făcut carieră, bani, profesie. Dar vă rog să vă gândiți în veșnicia viitoare ce răsplată va avea unul și respectiv celălalt, că viața se termină. Indiferent de rang sau de origine, indiferent pe unde te găsești, cu viața pe pământ, totul sfârșește. Soluția rezolvării acestor cazuri, când privești și faci comparații, este dată de o bună relație cu Domnul și exprimarea practică a acestei relații. E foarte important să afirmăm ceea ce credem. Ne vom întări noi pe noi și vom consolida și pe alții. Să ne practicăm religia într-o viață și o moștenire viitoare, să spunem și la alții, acesta să fie idealul vieții noastre, așa după cum își încheie, ca și o concluzie puternică a sa, Psalmul 73. Cât pentru mine? Vedeți, nu mai se gândește la alții, gata. Cât pentru mine? Eu am relația mea cu Domnul, n-are decât să le dea Dumnezeu la oamenii ăștia, nu numai pământul, să facă o climă, să le mai dea vreo 3 planete și să-i lase să se mute și acolo, să-i mai lase să trăiască încă 100 de ani, nicio problemă. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropiu de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Rețineți aplicația întreagă, o relație bună cu Domnul, dar exprimată, practicată. Spune oamenilor că tu ești credincios și aștepți împărăția viitoare. Stimate surori, când discutați cu vreo femeie din lume, nu vă plângeți doar și spuneți, uite, iară sunt însărcinată, am un copil bolnav, bărbatul n-are salar suficient și altul să spună, noi avem, bărbatul meu câștigă. Ea mai spune ceva. Spune că tu și soțul tău, și dacă vor fi și copiii credincioși, aveți la Dumnezeu în ceruri ce ea nici n-a visat. Și dacă puteți de asemenea, spuneți-i cu multă căldură ca să puteți câștiga. Vai, săraci de voi, că în curând o să vi se termine fericirea. S-ar putea nici să nu mai bătrâni să vină sfârșitul lumii. Pe când dacă noi nu mai bătrânim, scăpăm și de bătrânețe și mergem la primăvara veșnică, la Domnul. Trebuie vorbit despre asta. Să ne încurajăm, să ne întărim. Așa zice Asaf, eu vreau să mă apropiu de Domnul și vreau să povestesc asta.
Că să nu mai vină diavolul în minte cu gânduri să fac comparații. Eu iau eu înainte. Și o să spun la toți, slăvit să fie Domnul de mântuirea ce ne-a pregătit-o. Doamne, ajută-ne să credem așa și să facem așa. Amin.